Ce salut, ce tetele jurnal! Aud că cei mai bine plătiți șomeri din România, parlamentarii, pregătesc chiar o lege care să lase tăietorii ilegal de păduri să fure copacii țării fără grijă. Băi, de data asta chiar că e groasă ca stejarul din Borzești sau ca morunul lui Horia, după ce că ne-a tăiat al de Australie, ceea de la Spreihofer sau cum căcat se zice, toate pădurile, acum noi o ținem langa să facem praf tot ca să nu mai aibă în 10 ani unde să se pișe un câine la un copac sau să fac eu un grătar la umbra la un stejar multimilenar sau la secvoia la din Herculane că merg vara la iarbă verde cu cretinul de velicu. Eu sunt și mai tare supărat pe violul acesta asupra pădurilor și dintr-o motivație sexuală. Mie îmi place pădurile virgine, așa cum îmi place la sex orice fel de virgine, fie că ești ele femei sau casete porno. Deci, nu lăsați hoții de lemn să ne tufe pădurile virgine. Eu cred că toți libidimoșii... Libidinoșii se spune, nu libidimoșii. Ba, libidimoși, că e mulți moși unii dintre ei. Așa. Toți libidimoșii din Parlament, ca Nicolicea sau Popin, cu căriceanu și al pesediști, Vrea să tufe măcar o pădure virgină, dacă alte virgine nu mai poate să atingă cu penisurile lor scofulcite de vreme. Deci, legea trebuie să specifice clar. Nu se mai taie niciun copac decât în cazul dacă este nevoie ca să li se facă coșciuge la hoții de lemne, care merită să moară pentru această crimă contra pădurii. Copacii are meritul că ține solul să nu se face alunecări de teren. Că dacă se face alunecări, este riscul să alunecăm cu toată țara spre Rusia, care oricum văd că alunecăm deja. Sau să alunec eu cu garsoniera mea să ajung în ploa mea în Bulgaria, Doamne ferește! Un copac și o pădure ajunge la maturitate în 50 de ani și nebunește o taie în trei nopți. Ce vor face animalele sălbatice? și ne mirăm de ce vine urșii peste noi la tomberon și în orașe. Păi dacă se taie toate pădurile, mai bine ajunge lupii cu urșii direct în parlament, la guvern, să-i mănânce pe bandiții ăștia de politicieni. Dar hai să punem întrebarea ecologică lui Flori. Flori, tu cum vezi tăierea barbara a pădurilor și ce ai să faci dacă ne invadează ligioanele din junglă? Referind la barbaria pusă la cale de acești inconștienți, și fac un apel către însuși Dumnezeu să-l readucem în viața politică pe politicianul George Pădure, singura pădure care a fost primar în țara asta. Dar iată că Flori a și răspuns la întrebarea Flori, tu cum vezi tăierea barbara a pădurilor și ce ai să faci dacă ne invadează ligioanele din junglă? Ia zice, tăierea pădurilor este o nenorocire și pentru fetele care lucrează pe carosabil, deoarece locul lor de muncă este în păduri, pădurici și liziere. Fără păduri și pădurici rămâne țara fără operatoare sexuale și oferii de tir vor fi mai nervoși, vor conduce violent și vor produce accidente mai multe. Deci, este un dezastru pe toată linia. De urși și de lupi, nu-mi e frică că măcar ăștia nu vor să le fac masaj erotic, și sunt oricum mai deștepți decât animalele obsedante și bețive care vin la mine la salon. Mulțumim, Flori, ești senzațională, care obicei, like-uri și prietenie cu pădurea la toată lumea!